Atletul Raul Crecan de la Clubul Sportiv Școlar Zalău se află începând de ieri la Baku, în Azerbaidjan, unde reprezintă România la trialul olimpic european în proba de 1500 de metri plat. Cea mai importantă competiție atletică europeană rezervată juniorilor 2 are loc începând de mâine la Baku, în Azerbaidjan. Din delegația română prezentă la Bacu face parte un singur sălăjan, Raul Crecan de la Clubul Sportiv Școlar Zalău, sportiv antrenat de profesorul Nelian Ianchiș. Raul a ajuns cu bine în Azerbaidjan și se bucură de condiții bune acolo, condiții excelente de care de altfel a beneficiat și în cantonamentul echipei naționale de la Izvorani. Pregătirile au decurs bine, iar acum sportivul așteaptă cu nerăbdare să intre în concurs și să obțină calificarea în finala cursei de 1500 de metri, chiar dacă, conform rezultate înregistrate de sportivi ajunși la acest trial, el nu se numără tocmai printre favoriți. Potrivit site-ului oficial al competiției, Raul Crecan va intra în concurs mâine, începând cu ora locală 18 și 45 de minute, 16 și 45 de minute ora României. Raul a fost repartizat în prima serie valorică alături de sportivi din Franța, Irlanda, Azerbaidjan, Bulgaria, Spania și Turcia. În seria a doua valorică, alături de compatriotul nostru Cristian Stoian, mai aleargă și alți șapte sportivi din Ungaria, Rusia, Spania, Turcia, Italia, Polonia. Primii patru sportivi clasați din fiecare serie, precum și următorii cei mai buni patru timpi, se califică în finala probei de 1500 de metri. Recordul probei de 1500 de metri la categoria Junior 2 este de 3 minute 51 de secunde și 72 de sutimi și aparține britanicului Tom Holden.